Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii Catena. Ce fac băieții? Gata? Hai, Dănuț! Hai, Dănuț! Cine e un pe rău, nu? Pe nu știu să nu... Cascada, atenție la cascada. Dane! Cascada. Dănuț, Dănuț, ce-i cu tine? Miorița. Dane, ești somnambul, ce-i? Ha, ha! V-am zis că merge? V-am zis că merge? Bine! Da, sunt somnambul. Dau o probă pentru un rol într-un film străin în care trebuia să fiu somnambul. Ai văzut gândul, starea mea, faptul că tu prima oară ai zis că sunt somnambul înseamnă că-mi iese. În filmul ăsta ai și replici? Nu, dar m-am gândit eu să bag de la mine niște replici ca să fac adică cumva să mă ia la ochi regizorul, să vadă că sunt... Ah, deci n-ai replici. Bravo, bravo. Dar fii atent, noi de ce ne aflăm noi acum aici? Pentru că noi avem o emisiune de prezenta... Noi. Noi. Corect, noi. Și tu ce faci? Faci pe somnambulul. E, dacă mai faci o singură dată pe somnambulul, îți dau una de o să dormi 3 săptămâni, de ți iese rolul perfect. Treci. Treci că avem treabă. Hai, Dănuț. Zâmbește, zâmbește. Bun, perfect. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Vedeta Populară. Oh. Știu, știu. Tu trebuia să zici, știu. Doamnelor și domnilor, Juliana Tudor! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun venit la cel mai popular talent show de folclor din România. Vedeta Populară, iată, a ajuns la sezonul al cincilea. Valoarea concurenților a crescut și, la fel, pretențiile juraților. Mai există ceva la această emisiune care merge cu siguranță la sufletul oamenilor. Muzica populară. Este motivul pentru care sunteți în fața micului ecran în fiecare duminică seară și vreau să vă mulțumesc în numele întregii echipe. Melodii mai vechi sau mai noi, cu valoare emoțională sau chiar de patrimoniu, cuceresc și pe cei care credeau că nu le place și nu le va plăcea niciodată folclorul. Unul dintre concurenții acestei ediții ne-a spus că muzica populară îl face să se simtă român. Asta este, de fapt, esența muzicii noastre tradiționale. Este a tuturor românilor, pentru că vine de la ei. Avem și în această seară 5 concurenți ambițioși, talentați, aleși dintre 10 de alți interpreți care au venit la preselecții. Ei sunt, cumva, deja câștigători preselecțiilor de la Vedeta Populară, dar avem un singur trofeu și un premiu de 100.000 de lei oferit de Farmacia Inimii Catena, sponsorul principal. Le mulțumim foarte mult pentru ajutor. Concurenții sunt pregătiți, la fel și orchestra, să vedem cum este juriul în această seară. Îl salut așadar pe Grigore Leșen. Bună seara. De asemenea, pe doamna Elize Stan, bună seara! Bun găsit tuturor! Nigulina Stoican, bună seara! Cornelia Rednic, bună seara! Bună seara și poetul Mircea Dinescu! Salut! Bună seara! Concurenții vor fi acompaniați în această seară de Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist Izvoare Dobrogene a Centrului Cultural Județean Constanța Teodor Burada, dirijor Cristian Obrejan. Vă mulțumim tot foarte mult, domnilor, pentru că ne sunteți alături în această seară și fac o mulțumire specială Consiliului Județean Constanța. Mulțumim pentru sprijinul acordat. Începe prima probă, interpretarea unui cântec din zona pe care o reprezintă concurenții. Primul participant, așadar, al acestei ediții vine de la Hunedoara. În timpul școlii a fost pasionat de șah și de fotbal. Dar după ce a terminat Facultatea de Științe Economice, a simțit că se exprimă cel mai bine prin muzica tradițională. Și iată-l la Vedeta Populară. Să aflăm povestea lui Cătălin Dudaș. Lucrez ca barman în Sibiu, la un restaurant. Momentan, muzica nu mi-aduce venituri, nu am venituri, gând de plăcere. Trebuie să te întreții din ceva. Am cântat de mic, de pe la vreo 12-13 ani, la biserică. Și de la 22 de ani am început să cânt muzică populară și să descoper folclorul. Practic, în muzica populară mă regăsesc. N-aș putea să cânt altă muzică. Cred că pentru orice tânăr care vrea să se lanseze, e important să vină la Vedeta Populară. Omul știe, bă, la ora asta, duminică seara, mă uit pe așa, și te vede. Poți să te duci la toate concursurile din țară, că nu te cunoaște lumea cât după o ediție, un episod la Vedeta Populară, știi?
ponor, măi, la 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 la, e la mândra din ponor, măi, la 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 la. Dorul-i greu și boala-i mare, ei, hai, lai, 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 la, și te uscă pe picioare, la 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 la. Bună seara, Cătălin! Bună seara! Bine ai venit la Vedeta Populară! Bine am găsit! Mircea Dinescu, vă rog! Eu sunt fascinat de îmbrăcămintea, n-am avut niciodată pantalon de genul ăsta. Exact! Am văzut multe costume populare, dar genul ăsta de pantalonaș par de damă puțin, iertați-mă! Se numește izmană. Cum? Izmană, izmene. Ce au la capăt acolo cu... Cipcă. Dantela. Dantela aia! Purtau strămoșii noștri dantelă la izmene? Da, sigur că da. Și în zona Bihorului foarte, au bărbații. Foarte dar interesant. Dar eu cred că și asta, bufanții acolo, așa, bine, un seamănă motiv. Puțin cu... Nu? Cu ăsta din de acum 500 de ani. Ei sunt largi, largi, de fapt. Sunt foarte largi. Dar sunt ei se leagă cu un anumit motiv acolo, ca să nu te încurce la joc. La joc. În special, exact. Și alea roșii ce? Să nu te deoache lumea sau ce? De ce sunt roșii? Sunt ornamente, o bucată de material de lână, cusute, frumos, care se poartă pe sub pantalon în momentul în care se învârteau la joc. Feciorii se vedeau frumos. Să nu îi deoache fetele. Foarte tare. Mi se pare incredibil. Încă o dată, eu n-am mai văzut genul ăsta de costum și m-a emoționat izmene cu apariția. Danteluță. Da. Bun. Niculina, te rog. Mie mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat. Ai un timbru foarte frumos. Zona Pădurenilor este o zonă de excepție în Hunedoara, așa cum este Mehedințul în Oltenia. Te felicit și îți doresc din suflet să îți cauți energia necesară să mergi pe un drum bun, cu atenție la alegerea repertoriului. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Eliza Stan, vă rog! Cătălin are o voce zdravănă, țărănească, un glas viguros, puternic. Eu zic că are toate șansele să meargă cu succes pe această traiectorie pe care a pornit. Bravo! Mulțumesc frumos! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Doamne, mie mi-a plăcut cum a ales melodia. Susținerea, trebuie să lucrez foarte mult la susține, că simt, când vrei să te duci și să duci melodia pe înflorituri, ai probleme, nu mari probleme, dar simt că nu ești acolo unde trebuie să fii. Felicitări, a fost bine. Mulțumesc. Mulțumim! Frumos. Succes! Doamne, ajută să ne vedem în probator. Succes! Cântă la nai și la alte câteva pseudo-instrumente populare, multe dintre ele de neimaginat, o să vedeți imediat. A știut că vrea să cânte muzică populară când a văzut-o pe Niculina, Niculina noastră, la televizor. De acolo până la Vedeta Populară au fost mulți ani de studiu și dorința de a fi și ea pe scenă. Să aflăm mai multe despre Petronela Bârsilă. Sunt la 12 pseudo-instrumente și instrumente populare de suflat, cum ar fi nuca, naiul, sticla, fluierele, cucul.
varză, morcovi. La aproape 9 ani am avut infecție pe creierul mic. Tot ce mi-aduc aminte este că într-o noapte am simțit cum s-a spart ceva în partea aceasta la cap. Și când am încercat să mă ridic din pat, n-am putut să stau în picioare. Timp de 3 luni de zile am fost ca o legumă. N-am putut să merg, n-am putut să vorbesc, nu-mi dădeau seama cine vorbește cu mine. Mama stătea în fața mea și nu o recunoșteam, nu puteam să-mi dau seama cine este. M-a marcat foarte mult faptul că 3 luni, aproape 4 luni de zile am stat departe de tot ce înseamnă muzică. Ascultam muzică cât timp eram în spital. Da, muzica mi-a salvat viața. Muzica mă salvează și acum de toate situațiile grele. Ce mi-o fost pe lume drag, codru cu frunza ce fac, codru și minusuri. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum e să cânți la morcov? Greu la început. De unde a venit povestea asta cu instrumentele? Domnul profesor dr. Ștefan Popescu de la Școala Populară de Arte Târgu Jiu. Aha, am înțeles! Și la frunză de varză am înțeles! La varză! Ah, chiar la varză? La toată varza! Da! Interesant! O să facem un moment din ăsta, poate într-un spectacol, odată în viață, nu, ca să nu, zic așa. O să o invit la emisiunea mea și când gătesc, ia să cânte la varză, la morcov, la ce? La vinete, umplute. Exact! Întâi trebuie cântată mâncarea și apoi... Dar de ce n-ai adus un morcov să ne cânt la morcov? Că pentru mine era incredibil. Cum faci? Adică... Îl găurești, îl faci fluier. Morcovul rămâne normal. Așa. Și doar în capăt se face o gaură în care suflu. Exact ca un tub de nai. Bun, hai să auzim. Grigorele, ce vă rog? Dom'le, ce ai în straită? Ai vreun fluier în straită? Din păcate, nu. De ce? Eu locuiesc în Drobeta Turnă Severin. Așa. Dar toate instrumentele și pseudo-instrumentele mele, în afară de nai pe care îl studiez zilnic, sunt la modru. Eu îți dau un sfat. Glasul ți-e bun. Dar trebuie să ai grijă de el. Te rog să te țâge, să te țâge un fluier de ăsta și de glas. Da. Bun, mulțumim foarte mult, Eliza Stan, vă rog. Da, are într-adevăr un glas frumos și duce fraza muzicală frumos. Din păcate însă s-au observat în timpul interpretării mici și multe, din păcate, inadvertențe în legătură cu acuitatea intonațională.
Din păcate, tu, de la început până la sfârșitul cântecului, ai fost pe lângă ton. Dar potențial există. Mulțumesc! Mulțumim, Niculina! Cântecul pe care îl căutăm noi, acela Neaoș, nu știu dacă își lua cineva tonalitatea atunci când cânta pe dealuri, pe câmpii, pe văi sau pe oriunde cânta. E adevărat aici. Până la Dumnezeu susțin ideea asta. Aici ați de acord. Bun. Mulțumesc, domnul profesor. Mai am și eu noroc. Așa, așa. Bun. Ți-ai ales o doină grea. Da. Foarte grea. Sigur. Este o doină din repertoriul Anicăi Gansu. Iar trecerile acelea sunt foarte greu de făcut de un interpret care are experiență, dar de tine la cei 18 anișori. Felicitări pentru costum. Mulțumesc. Felicitări pentru faptul că, deși ești fată, cânți la foarte multe instrumente. E foarte important pentru noi să nu se piardă instrumentele populare. Felicitări. Mulțumesc din suflet. Mulțumim, mulțumim. Cornelia, te rog. Mie Petronela îmi place. Ce aș fi făcut eu, mai ales că are un profesor cu care lucrează, ar fi trebuit să o asculte. N-ai simțit această piesă, ai cântat-o ca să fie cântată. Este bine că ai venit astăzi la Vedeta Populară, pentru că de aici vei pleca cu un bagaj foarte important. Și sunt convinsă că peste ani de zile, dacă vei fi cu minte și vei munci, vei fi foarte bine. Mulțumesc! Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog! Mie apariția ei mi-a făcut bine, așa, o seninătate... Da. O fericire lăuntrică, da, care poate fi contagioasă. Chiar și povestea cu cântatul la morcov, la varză, știi, mi-a dat speranțe că lucrurile nu se opresc la pandemia asta. Atâta vreme cât unii români pot să mai cânte și la morcov și la varză. Sigur că se vede că e la început. Deci e de lucru. E de lucru în orice caz, da. Dar important cu ea însăși. Are bază. Sigur că da. Bun, sfaturi frumoase, recomandări, succes. Pe mai departe și Doamne ajută să ne vedem în proba a doua. Probabil din cauza emoțiilor mi-a scăpat vocea, am fost pe lângă ton. Cred că dacă ținea mai bine emoțiile în frâu, era mai bine. Petronela! Bravo, Petronela! Mulțumesc. Poți să vii un pic mai aproape, să știi. Cum e cu acuitatea intonațională, Petronela? Este destul de greu să... Ce înseamnă acuitate intonațională? L-am pierdut. De acord. Ce? Scuze. L-am pierdut. Ce? Spune-ne ce înseamnă. Întinderea vocală. Cât de mult se întinde vocea, de la o notă joasă la o notă înaltă. Asta nu ține de ambitus? Ba da. Și atunci? E deodată foarte interesant. Care e diferența dintre ambitus și acuitate? Chiar între ambitus și acuitate intonațională. Care e? Și ce ai reținut din ce ți-au zis? Am reținut toate sfaturile. Toate? Toate. Toate? Absolut toate. Și care e cel mai important sfat pe care l-ai primit astăzi? Toate sunt importante în egală măsură. Nu pot să aleg doar unul cel mai important. Deci nu te pot prinde cu nimic? Nu. Vrei să o prinzi, Dani? Nu, da, să văd ce a reținut din ce i s-a spus, atâta tot. Pare că n-a reținut? Pare că, da. Cum ne cheamă și dacă nu știi cum ne cheamă, lași capul în jos și te duci singură și ne vedem în etapa a doua. Nu mai spui nimic. La revedere. Hello darkness, my old friend. Ca mulți alți copii de 16 ani, Mădălina a văzut concursul Vedeta Populară la televizor. Și-a dorit foarte mult să-și încerce șansa, mai ales că se consideră un norocos în viață. Are doi părinți care îl iubesc, trei frați cu care se înțelege foarte bine și, desigur, muzica. Când s-a născut, nu avea nimic însă din toate astea. Să aflăm mai multe despre Mădălin Dodi. Muzica este totul pentru mine. M-a ajutat să scap de unele gânduri negative și mă umple cu energie pozitivă fiecare zi. Sunt în plasament de la vârsta de 6 luni. Mama mea a renunțat la drepturile părintești și nici nu m-a mai căutat. Mă simt foarte bine pentru că am nimerit la o familie foarte bună și muzica pe mine m-a ajutat să îmi croiesc prezentul și mă va ajuta în continuare să-mi croiesc și viitorul. Mulțumim!
face fapte bune, la 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 la, că doruș dragostea, la 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 la, ține fru tinerețea, la 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 la, că doruș dragostea, la 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 la, ține fru tinerețea, la 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 la. Dragostea, la 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 la, ele viață te-or purta, la 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 la, că doruș dragostea, la 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 la, ele viață te-or purta, la 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 la, și doru pe asta lume, la la la, dragoste îi pune nume, la 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 la, dragostea așa-i lăsată, la la la, doar cu dorul stă legat, la la. Bună seara, Mădălin! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit! Emoționat? Da! Da, normal, normal! Nu știu dacă te-ar vedea mama biologică, crezi că te-ar recunoaște la televizor? Oare? Nu cred că m-ar recunoaște. Ți-ai dori asta? Nu prea. Am înțeles. Elize Stan, vă rog! Pe mine m-a emoționat povestea lui Mădălin și tocmai de aceea cred că ai ales bine, Mădălin. Cântecul popular îți alină într-adevăr toate dorurile. Iar tu ai pornit cu dreptul. Ai cântat inclusiv cu ochii. Se vedea, se citea bucuria ta de a cânta. Bravo! Mulțumesc! Mulțumim, Cornelia! Da. Pe Mădălin se vede că e un băiat cu suflet bun. Îți doresc să crești frumos, să iubești pe oamenii care sunt lângă tine și să ai parte numai de noroc. Mulțumesc! Mulțumim! Mircea Dinescu, v-a plăcut cum a cântat? Mi-a plăcut, da. Mi-ar fi plăcut să cânte un cântec mai de băiat de 16 ani. Ia zi unul mai vesel așa. Și-am plecat pe drum cu lună, la 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 la, cu mândruța mea de mână, la 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 la. Și-am plecat pe drum cu lună, la 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 la, cu mândruța mea de mână, la 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 la. Tot trist și ăsta, bine. Foarte frumos. Mulțumim, domnul Dinescu, pe cuvânt. Domnule, da, nu vă veseleste. Foarte frumos. Mulțumim frumos, foarte Grigore Leșe, vă rog. Ce ai cântat, ai cântat bine, orchestra te-a însoțit și a fost foarte bine. Ce să mai tot lungim. Dar eu vreau să mă leg de altceva, fii atent. Tu ai un costum extraordinar. Pe ce parte să poartă struțul la clop? Pe ce parte să îl poartă feciorii și pe ce parte îl poartă însurații? Asta nu știu. Păi tu pe ce parte ți l-ai pus? Pe stângă. Și e bine? E foarte bine, nu? Asta te-am întrebat. Dacă îmi pui ceva, adaugi ceva, trebuie să știi că e ce pui. Eu când port struț la clop, îl port pe dreapta. Și când divorțezi, ce faci? Când divorțezi, îl pui pe partea aia. Nu! Când divorțezi, îl pui în față. Hai, văzut. Să se vadă. Da. Bun. Mulțumim foarte mult, Mădălin. Ai primit și sfaturi și cred că a fost așa, o impresie bună pentru început. Succes! Mulțumesc și frumos. Stăpânim emoțiile, da? Doamne ajută să ne vedem în proba a doua. Succes! Dacă o cânta bine. Da. Un om născut de Ziua Internațională a Teatrului nu putea să facă altceva în viață. A jucat în câteva piese și acum predă la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București. Ei bine, foarte multe lucruri interesante predă acolo. Are două doctorate, îi place tot ce face, dar lipsește ceva. În copilărie și-a dorit să cânte, dar n-a fost să fie. Poate că momentul ei a venit acum, în această seară. Să aflăm mai multe despre Viorica Vatamanu.
Locuiesc în București, dar m-am născut în județul Botoșani, în localitatea Sulița. În 87, 1987 am plecat. Atunci am intrat la facultate, am făcut facultate de teatru și am rămas la catedră. Și de atunci predau în Facultatea de Teatru, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică. Tatăl meu era rapsod popular în zonă și nu mă lăsa să cânt pentru că tot timpul zicea, nu, nu, e pe lângă, vezi cum cânti, e pe lângă. Și atunci mi-a creat complexul ăsta că nu, mie mi-a plăcut să cânt. Iar acum am dat buletinul copilului meu care a făcut 14 ani și am zis, din clipa asta pot să mai fac și eu câte ceva cu talentul meu. Da, mama, zice, fiecare om trebuie să facă ce simte că poate să facă mai bine. Zic, mulțumesc frumos. Uite, astăzi mă duc să dau un concurs la vedeta populară. Da. Copil nebotezat, alungat de bărbat. Pe la mijloc de păduri, copil începe a plânge, tași cu mama, puiu mami, când ori ieși hoț-n cali. Da, ghini vorba, n-o sfârșa, hoț-n cali câieșa, lasă-ți copchilașul jos și dă-ti-n banda de hoț. Da, de-aș mai tragi te-am tras de copchilaș, nu mă las, și-am să-i fac un leaganaș sus în vârf de paltinaș. Și vânătul când a bătea, copchilașul aleagana. Și ploaia când a ploua, copchilașul ne-a scalda. Bună seara, doamna Vatamanu! Mă bucur să vă cunosc. De ce ați venit la Vedeta Populară? Îmi place să cânt. Și lucrul ăsta nu era împlinit până acum, înțeleg. M-am uitat la toate edițiile și m-am bucurat foarte mult de tot ce se întâmplă aici, dar nu m-am gândit niciodată că aș putea să fiu în situația asta. Și cine v-a îndemnat? Doamne, doamne! A zis, acum e momentul, Viorica, merge! Da, da, o colegă de-a mea, doamna profesoară Dana Rotaru, de la noi, de la facultate, zice, doamna profesoară, vedeți că mâine sunt preselecțiile, vă rog să vă duceți acolo. Ce tare! Zic, ce preselecție? Lasă că v-am auzit eu cântând pe aici, prin holurile facultății. Zic, ce? Vă duceți cu buletinul acolo și o să vedeți. Uite, și am venit cu buletinul, zic, eu vin pentru Vedeta Populară și am cântat. Exact ce faceți la Facultatea de Teatru? Ce învățați pe studenți? Predau și sunt, în mod special, m-am pregătit pentru expresia vorbirii scenice. Interesant. Grigore Leșe, vă rog. Muzica doamnei Vatamanu a fost o muzică
poetică. Doamna a venit dintr-o lume de teatru și atunci poate crea emoție. Am avut aici un aer sonor. Felicitări, doamna! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Elize Stan, vă rog! Dumneavoastră simțiți cântecul și îl transmiteți exact așa cum trebuie. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Niculina? Eu nu știu ce se spunea atunci când erați tinerică. Cântați pe lângă, nu? Cântați deloc pe lângă. Și mai este ceva. Este o simbioză totală între costumul pe care îl purtați și piesa pe care ați interpretat-o. Felul în care v-ați legat la cap, faptul că aveți pe dedesubt cârpa albă, care este cârpă de nevastă tânără, și baticul închis la culoare, care vine să contureze costumul de femeie trecută de o anumită vârstă. Glasul dumneavoastră, care din punctul meu de vedere este acolo unde trebuie să fie, în sufletul unei românci adevărate, care n-a uitat de locul în care s-a născut, deși trăiește în Bucureștiul acesta mare, frumos și plin de noi toți. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Cornelia? Mama mea și-a dorit foarte tare să cânte, dar bunica n-a lăsat-o. A zis că asta e o lume a desfrânării, nu e o lume bună și ea nu are ce să caute acolo și să meargă la sapă. Și iată, poate că mama mea astăzi ar fi fost un nume în muzica populară de la noi din Maramureș. N-a fost să fie. Dumneavoastră, la fel, ați ascultat de părinți și nu ați avut încredere în dumneavoastră. Dar iată că a trecut timpul și ați venit astăzi aici la Vedeta Populară. Vă felicit și mă bucur că ați venit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog! După părerea mea, acest cântec epic nu a fost bine ales de doamna profesoară. Trebuia să se piardă într-un cântec mai de adevărat. O femeie fuge cu copilul, se întâlnește cu o bandă de hoți. La un moment dat, această expresie, bandă de hoți, eu nu cred că se folosea în cântecul popular, bandă de hoți. Nu. Nu știu, eu nu cred. Uitați-mă, în fine. Cântecul a fost învățat de mine acum 50 de ani. Da, aproape, dar de la tatăl meu. Știu, și n-a fost cântat niciodată. E posibil. Prima dată și așa. E posibil, e posibil, dar deci, nu are. Nu s-a cântat încă niciodată. Încă dată. Ideea în sine că se duce în codru, se întâlnește cu o bandă de hoți care vrea să ia copilul, nu știu ce. Nu știu, mi s-a părut că este. Nu vrea să ia copilul, vrea să-l arunce, ca să o ia pe ea în bandă. Să o ia, da. Dom'le, motivul nevestei fugite îl întâlnim în toată Europa. Este o temă foarte cunoscută. Are mai multe variante textul. Dumneavoastră ați cântat varianta pe care a știut-o dumneavoastră. Da. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Și succes, Doamne ajută! Să ne vedem în partea a doua. Mulțumim foarte mult, stimată doamnă! Frumos! Ultima concurentă din această seară construiește roboți. Nu vă gândiți la roboții aceia din filme care arată ca niște oameni, nu! Iasmina face parte dintr-o echipă de robotică de la liceul ei și participă la concursuri naționale cu roboți care fac tot felul de activități. Să aflăm mai multe despre Iasmina Cojocaru. Eu am început de la vârsta de 10 ani să cânt. Mama mi-a fost, cred că, cel mai dur profesor, deci orice greșeală o făceam, mă critica, vezi că acolo nu e bine, vezi că acolo ai greșit și tot așa, și luam de fiecare dată fraza muzicală și o cântam până îmi ieșea. Acum am dorit foarte, foarte mult să dau și la Academia Forțelor Terestre, pe lângă conservator. Am zis că poate la un moment dat voi păți ceva cu vocea și nu o să mai pot să cânt. Și am zis că să am și ceva, o meserie de bază care ar putea să mă ajute mai târziu. Eu mai fac parte și dintr-un proiect cu robotica. Realizăm roboți, dar nu vă închipuiți roboți din aceea cu fețe, cu diferite, cu mâini. Sunt niște roboți care trebuie să meargă și să facă diferite activități.
încurcat. Nu mă ia nici nu mă lasă și mă ține chei să-mi lasă. Că nu mă un nu-mi e drag, dar ține drumul încurcat. Nu mă ia nici nu mă lasă și mă ține chei să-mi lasă. Bună seara, Iasmina! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit! Să auzim ce spune juriul. Cornelia, te rog! Da, Iasmina e o bucurie. Ne-a cântat și cu glasul, ne-a cântat și cu ochii. Deci eu aveam senzația la un moment dat că îmi cântă doar mie, că se uita în ochii mei, știi? Asta e foarte important la un artist. Cum dă mai departe? Deci ești născută pentru scenă. Să nu mai spun că ai o voce foarte frumoasă, că ai cântat foarte frumos. Te felicit! Totul la superlativ. Mulțumim, Niculina! Din care parte a Oltului vii? Chiar din Olt, chiar din inima Olteniei, pot să zic, din Slatina vin eu. Bine, eu de fel locuiesc la țară, stau în Podcoava. Piesa din repertoriu cui este? Piesa este din repertoriu doamnei Georgiana Ion. Da, este o piesă foarte frumoasă. Tu ești foarte frumoasă, ești o prezență impecabilă pentru Oltenia. Felicitări, mi-ai plăcut. Mulțumim, Mircea Dinescu. Te-ai mișcat foarte bine, trebuie să te auzi și în partea a doua, dar în orice caz... Deocamdată e bine. Da, există un nerv natural de mulțumim. Cântăreață profesionistă. Mulțumim, Elize Stan, vă rog. Noi, membrii juriului, avem întotdeauna foarte multe criterii de evaluare. Ei bine, tu, Iasmina, chiar ai bifat corect la toate aceste criterii pe care le-am avut în vedere. Bucuria care s-a citit în privirea ta ne-a convins. Bravo! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Iasmina, alegeți un motiv de pe cămașă sau din undeva și spune-mi da, ce simbolizează. Totul e super. Da. Ai în față zadia asta, parcă e, nu știu cum să spun, e plină de solzi de pești. Vă, de șarpe. De aici. Sau de șarpe. De șarpe. Da. Romburi, ai pe ea, că de aici nu văd. Adică da, sunt romburi, acestea sunt romburi. Așa, aici ai bine. Ce simbolizează rombul? Pe doamna respectivă, de unde am luat costumul, am încercat să întreb, să-mi spun anumite amănunte despre costum, dar nu a putut să-mi spună. Știi ce? Stai să spună ce cu oamenii ăștia. Eu când mă duceam și întrebam, Lele, dar de ce cânti aici? Că îmi place. Dar zic și ce reprezintă cântecul ăsta? Păi eu de unde să știu? Eu horesc și atâta e tot. Nu, tu ai zis că lucrezi cu roboți, cu nu știu ce, ne-ai nebune pe aici. Fii atent aici. Trebuie să te duci la bibliotecă și să întreb, dom'le, dați-mi vă rog despre hainele țărănești. Și atâtea cărți stau acolo în praf. Ui, și trebuie să citești. Știi ce simbolizează rombul? Spre rușinea mea vă spun nu. Vorbește despre zei. Asta e rombul. Fiecare motiv de acolo de pe tine spune ceva. Că am mai spus asta, că hainele de pe tine trebuie să fie vorbitoare. Felicitări, a fost bine. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Iasmina, succes. Ne revedem, Doamne ajută, în proba a doua. Aceasta a fost prima probă din această seară. Toți cei 5 concurenți au încercat să convingă juriul că merită să meargă mai departe. Notele însă vor stabili cine părăsește concursul chiar acum. Îi invit pe concurenți pe scenă să asculte decizia juriului. Bine ați revenit! Dragii mei, unul dintre voi va pleca acasă după prima probă. Vom afla care este decizia juriului de la Grigore Leșe. Eu cred că fiecare dintre noi are niște drepturi divine. Indiferent cine va pleca, cine va rămâne, nu e niciun fel de problemă pentru nimeni. Nici pentru mine, nici pentru... Pentru că drumurile merg în continuare pe ceea ce ți-e scris, pe ceea ce ai de trăit, pe ceea ce ai de făcut. Știu că există riscul să plec, posibilitatea de a rămâne, însă chiar dacă plec, plec cu foarte multe sfaturi bune și cu mândria aș putea să spun că am cântat în fața minunaților jurați.
Nu aș vrea să plec chiar din prima probă, mi-aș dori să ajung până la ultima probă, pentru că am muncit atât de mult și chiar aș vrea să le arăt juriului cel de-al doilea moment al meu, pentru că cred că va fi un moment de wow. Petronela Bârsila. Petronela Bârsila este cea care va pleca de la Vedeta Populară. Felicitări celorlalți patru concurenți. Doamne ajută pentru proba a doua, vă doresc succes. Colegii mei vă conduc în culise pentru a vă pregăti. Draga mea, cum ți-a fost la Vedeta Populară? O experiență minunată și mă bucur foarte mult că am primit toate sfaturile dumneavoastră și cu siguranță o să le aplic. Bun, mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, o invit în scenă pe Alina Moțidrăghia. Și munți, dansul nostru mândru ca la meginți. Să uge, să uge peste văi și munți, dansul nostru mândru ca la meginți. Învrece-mă-n roată, la 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 la, să mă vadă lumea toată, la 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 la. Și cu mine fi valos, la 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 la, nană puișor frumos, la 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 la. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult și îndrăznesc să spun și toate cele bune pentru cine este aici în burtică. Mulțumim Doamne tare ajută. Mult Doamne pentru ajută, că ați venit Doamne aici și mulțumim și Doamne ajută să vină cu bine Doamne pe lume. Doamnelor și domnilor, luăm o mică pauză, dar ne întoarcem în câteva minute cu ultimele două probe din concurs și cu decizia juriului. Vom afla cine este câștigătorul acestei seri care se califică în semifinală. Mulțumesc sponsorilor noștri, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncile cooperatiste afiliate. Acum vă las în compania Orchestrei Ansamblului Folcloric Profesionist Izvoare Dobrogene, al Centrului Cultural Județean Constanța Teodor Burada, dirijor Cristian Obrejan. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după pauză. Domnilor, vă rog! Ia uite.
Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii, Catena.